Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profana. Am zis eu înaintea ta, Daria. Daria, mă gândeam așa, zic, ce stare de bine trebuie să te încerce pe tine? Faptul că de două ori pe săptămână ești în clasa a cincea. Da? De două ori pe săptămână vii și faci lecții la clasa a cincea. Este extraordinar. Este o stare de deosebită ca să poți să parcurgi și să mergi mână în mână și cu... Faci și în slash clasa a patra. Slash. Da. Bine. Bine. Hai, lasă. Lăsăm a cincea și Daria este și la... Daria clasa a patra. Deci Daria este prezentă la lecția asta. Așa, am să vorbesc mai înainte de ce pe tema, Darius, am să încerc să vorbesc despre cele două posibilități de scrierea numerelor raționale. Deci mulțimea numerelor, mulțimea numerelor raționale. Da, mulțimea numerelor raționale, intitulat, notată cu Q, Q, așa se notează, și e formată din toate fracțiile cu putință, de forma M-P-N, cu ideea că M și N ăstea, deocamdată, deocamdată pentru voi, sunt numere naturale. Dar să știți că putem extinde să fie și numere întregi, adică și cu negativ și cu minus, da? Și cu o precizare foarte, foarte importantă. Nu e diferit de zero. Atenție foarte mare. Niciodată nu putem vorbi de o fracție în care numitorul este zero. Deci mulțimea numerelor raționale, notată cu Q, și formată din toate fracțiile cu putință, M pe N, cu precizarea că M și N sunt numele naturale. Iar N diferit de zero. Deci se poate, dacă fracție are zero, nu are sens. Nu, nu, nu. Nu are sens când numitorul e zero. Da. Dacă numărătorul e zero, poate să fie zero, da. Că la ceva face zero. Da. Deci numărătorul poate fi Daria, da? Da. Deci asta trebuie să ții. Zero din ceva. Zero împărțit la cineva, la ceva, la câți vrei. Tu tot zero. Da. Da, dar când împarți pe ceva la nimeni, ai cum să împarți pe ceva? Să împarți ceva la nimeni. Nu este imposibil. De aceea, împărțirea la zero nu are sens, da? Asta trebuie să țineți minte definitiv, toată viața. Bun. Și acum, fracțiile sunt exemple de fracții. Exemple. 3 pe 4. Da? 3 pe 4. Ce fel de fracție este asta, 3 pe 4? Subunitară. Subunitară, corect, Daria. 7 pe 9. Tot subunitară. Da? Și ireductibilă, da? Da. Și noi vorbim, noi vrem foarte... Tot timpul vrem să stăm de vorbă cu fracții ireductibile. Pe urmă, 15 pe 2. 15 pe 2 este fracție supraunitare. Tot ireductibil, da? Tot ireductibil. Și așa mai departe. Foarte multe... deci, multe fracții ne putem imagina, da? Toate fracțiile cu putință, în care la numărător și la numitor sunt diferite numere, am zis naturale, dar mai târziu o să vedeți că extindem chiar mulțimea numărul întregi, cu precizarea că numitorul trebuie să fie diferit de 0. Și acum, pe 15 îl împărțim la 2, să zicem. Ia să vedem. 15 împărțit la 2, îl luăm așa. 15 împărțit la 2, 7, face 7, ori 2, 14, 1 și ar trebui să mai coborâm 0, cifre. 0. Deci, poți să-i dea 7,5. Așa, pune, neavând cifre, pune în virgula 0. Și până coborâm, punem în 0 și atunci vine 2 în 10 de 5 ori. Deci, iată că 15 pe 2 este egal cu 7,5. Adică 7 întregi, da? 7 întregi și jumătate, din al 8-lea. Al 8-lea întreg nu mai este luat, ci numai jumătate, da? Aici ne spune, asta e cifra zecimilor.
De parcă al 8-lea ar fi fost împărțit în câte părți? În 10 și noi am 5 diviziuni de celea. Asta vrea să însemne, da? Deci cifra asta ne indică câte zecimi luăm. Zecimi, adică da. 3 au fost împărțit în 10 și noi am luat 5. Jumătate din 10, așa cum a spus. Hai să vedem 7 pe 9, cum ar putea fi scris. 7 împărțit la 9 ca un număr decimal. Deci vedeți variante... De 0 ori. Merge de 0 ori. Virgulă, punem un 0, 0, 9, 7, 10. De vreo 7, da, 7 ori. 7 ori 9, 63. Iar 7. Foarte tare. Perioada 7. Asta este. Paranteză, perioada 7. Deci 7, 7. Și atunci punem, în loc să continuăm împărțirea asta la nesfârșit, punem 0, și pe 7 astea care se repetă, îl punem în paranteze, da? Deci este 0,7. Este un număr periodic. Adică am continuat împărțirea asta la nesfârșit. Ar avea un cârt de 9. 9, 9, 9 la nesfârșit. Da? Și de aceea ne oprim. Iată că putem spune 7 pe 9, 7 pe 9 are o formă de scriere decimală de tipul 0,7 în perioadă. Da? Este un număr periodic. Număr decimal periodic. Aici s-a împărțit, împărțirea s-a terminat. Da? Aici nu s-ar termina niciodată. Hai să vedem și 3 supra 4, cum scrie. 3, 3 împărțit la 4. 0 ori. 30 de 7 ori 4, 28. 20 de 5 ori. 0,75. Da? Deci iată că 3 pe 4 3 pe 4 înseamnă 0,75. Ce înseamnă? Nici un întreg nu este, da? Este un număr subunitar. Este o fracție subunitară. Da. Înseamnă adică că întregul a fost împărțit în 10. Da. Am luat din cele 10 7 diviziuni. Da. Da? 7. Iar a 8-a a 8-a diviziune, am împărțit-o la rândul ei în 10, am luat 5 din ele. Deci asta îmi indică câte zecimi și asta sutimi. Că împărțind încă diviziunea aceea mică în 10, înseamnă că am avut sutimi. Dar cea mai... Deci zecimi. Dar asta e cifra zecimilor. Asta e cifra sutimilor. Deci zecimi, sutimi și așa mai departe. Observăm că mulțimea numerelor raționale are două variante de exprimare. Da? Deci Q se prezintă, se reprezintă în două variante. Unu, fracții ordinare, ordinare, cum ar fi fost 3 pe 4, deci 3 pe 4, și o altă variantă, numere zecimale. Numere zecimale. Deci, sub formă de fracții ordinare, sau fracții zecimale, mai zic, sau zicem numere zecimale, da? Acest 3 pe 4 are varianta 0,75, da? Iată că ori zic 3 pe 4, ori 0,75, același lucru. Da? Același lucru. Întrebarea este, de la fracție la număr decimal, cum se ajunge? Cum se ajunge la fracția la număr decimal? Facem împărțire efectiv. Da. Da? Deci, da. Dar înapoi. Înapoi. Da, păi, deci, aha. Da? Păi zici deci, câte zero, câte cifre are după. Deci, de exemplu, 0,75. Pe 0 nu mai punem în față, dar noi să zicem 0,075. Îl punem numai pe 75, are două cifre după virgulă și asta înseamnă că e 75 pe 100. Perfect. Uite acum, să zicem. Notați-vă așa. Trecerea dintr-o formă în alta. Scrieți așa. Trecerea dintr-o formă în alta. Adică de la o variantă la cealaltă. La o variantă la cealaltă variantă. Trecerea de la o formă la alta.
trecerea de la o formă la alta. Da? Trecerea la o formă la alta. Și prima chestiune care o facem, trecerea fracțiilor ordinare în fracții decimale. Cum se face trecerea fracțiilor ordinare în fracții decimale? Daria? Adică fracția și împărțirea. Așa, prin împărțire se face prima. Se face împărțirea. Care? Împărțirea numărătorului, ăla e de sus, nu? Da. Numărătorului la numitor. Deci e vorba de făcut concret, efectiv. Da. Împărțirea. Asta, așa se întâmplă ca să trec la o fracție ordinară, la o fracție decimală. Exemplu, 3 pe 4 cu 0,75. Adică pe 3 împărțit la 4, asta se întâmplă, 3 împărțit la 4, am văzut 0 ori, 30, 7 ori 4, 28, 20 de 5 ori. Bine, împărțirea efectivă. 2. Trecerea fracțiilor decimale în fracții ordinare. Da? Cealaltă formă trecere. Deci trecerea, care trecerea am spus, fracțiilor. Decimale în fracții ordinare. Decimale în fracții ordinare. Adică 0,75 vreau să ajung la 3 pe 4. Este numai cu 75 supra 100. Așa, deci 75 supra 100, pentru că sunt două decimale. Da. Și trecem virgula în partea cealaltă. La dreapta, da? Peste câte? Peste două cifre. 75 pe 100. Trebuie să avem două zerouri. Exact. Câte cifre indicate? Simplifică prin 5. Corect. Și face chiar prin 25 deodată, că noi știm asta. Merge prin 25 de 3 ori. Rămâne 3 și jos 4. 3 pe 4. Și așa s-a ajuns de la fracție, de la fracție decimală la fracție ordinară. Și tot aceeași. Da? Tot așa, dacă vreți. 3,75. Egal cu Daria. Să vorbești acum? Păi, 375. Deodată, 375, da. Daria. Pe 100. Pe 100. Da, 100 de virgulă. Aveți două după virgulă. Da? Două. Fracția zerouri câte sunt după virgulă. Exact. Da. Și împărțim prin, iar prin 25, Daria. Da. Și merge... Vine odată. Odată. 25. 12 rămâne acolo. 125. De 5 ori. Da. Da? 5 ori. O să avem 15 supra pe 4. 4. Și este ireductibilă. Și s-a terminat povestea. Deci, așa s-a trece de la fracții decimale spre fracții ordinare. Și acum, operații. Operații. Hai să scriu de sus de... Operații și într-o variantă și în cealaltă. Facem mai întâi într-o variantă, când facem varianta cealaltă, și vom vedea că la același rezultat se ajunge indiferent în ce variantă lucrăm. Da? Deci operații cu fracții mai întâi. Operații cu fracții ordinare. Cineva mă ruga printr-un mesaj ca să și predau lecțiile. Iată, ca să-ți fac chestia asta, o să predau lecția, așa cum am predat-o asta. Deci, de regulă fac numai tema pentru a doua zi.
Dar, zice, faceți, predați în varianta dumneavoastră, așa cum predați. Să vedere video manual. Exact, da. Deci, perspectiva, să video manual. Da, da. Și acolo văd, voi exact cum predați lecția. Păi, video manual am făcut așa, lucrurile exact. Făcute. Da? Se vede treaba că și urmări câteva lecții de acolo, video manual, da? În care deci, eu predau... Pe asta zic. Deci asta trebuie, poate nu știu copiii. Și atunci da. Să le spunem, să le transmitem asta. Bă, e perfect, uite că eu nu m-am gândit la chestia asta. Să cumpere video manual acolo unde să predați efectiv. Da? Așa, și acolo e pe înțelesul exact. Introduc noțiunea în varianta mea, în limbajul meu și tot acolo. Exact, pentru că cei pasionați de matematică, în primul rând și nu numai, acum că vine 1 iunie, e un cadou excelent pentru copiii noștri, cei frumos. Care... Da, da, foarte frumos. Și uite, părinții nu știu chestia asta. Nu știu. Mă. Nu știu da, și da, copiii da. N-au niciun interes să le spună, domn profesor. Da. Întâi și întâi ei nu se duc acolo. E un copil care mi-a spus asta mie. Nu știe. E clar că nu știe că poate cumpăra video manual. Fără discuție. Este clar. Așa este. Da. Deci ei au această posibilitate pentru că acolo pe capitole sunt lecțiile făcute în varianta pe și care... Și ați depus o muncă acolo, știți, care... Infernală, nu mai exact. E. Nici nu vreau să vă aduceți aminte nu și doar. Pentru totul e numai pentru ei. Să... Da, lucram câte 10 ore pe zi. Dimineața. Ați făcut-o din pasiune, de asta, domn profesor. Și acolo chiar explicați și copiii da. Interesați? Așa, da. Operații, operații cu fracții ordinare. Deci, de fapt, în momentul de față, copiii ne amintim toate lucrurile care le-am făcut. La operație fracționare, ad 1, adunarea, în paranteză, scăderea. Adunarea sau scăderea fracțiilor este aceeași poveste. Adică, exemplu, 3 pe 4 plus 7 pe 6. Minus 1 pe 5, plus 4 pe, să spunem, 21, egal cu. Păi găsim un număr care se împarte la toate. Comun. Așa este. Deci când e vorba de adunarea sau scăderea fracțiilor, imediat mintea îți fuge spre ceea ce înseamnă nevoia de a avea același numitor. Da. Da? Că dacă au același numitor, știm ce face. Punem numitorul comun și am rezolvat treaba. Și de aceea ne trebuie numărul acela care este cel mai mic cu putință și să fie capabil să se împartă la toate. Și la 4, și la 6, la 5, la 21. 85 se împarte la 21, la 5, 6 și 4. 85, dar nu, prin întâmplare să știi că nici eu nu reușesc. Nu, nu am calculat. Cum? Te-am calculat. Cum ai gândit, te rog? M-am gândit că fiind cea mai mare 21, am adunat până se împarte la 5. M-am gândit... L-ai adunat pe 21? Da, până se întâi în număr 5. Nu l-am adunat, l-am înmulțit. Da. Deci nu se împarte la 4, 21. Stau, Daria. Ai o șmecherie tu. Hai, spune-ne și nouă. Nu vă spun. Nu vă spun. Asta mă țin pe ziunea asta. Nu mă las așa. Nu dezvăluie. Că așa mi-ai făcut și altă dată. Aha. Da, asta faci. Dar tu cum propui? Toate. Toate le mulțești, dar poți să ai un număr foarte mare. Să le adunăm. Oh, niciodată. Niciodată. Adunându-le n-ai făcut nicio treabă. Când să le împarți, nu se împarte. Și o greșeală imensă, nu? Nici toate mulțite, nici toate adunate. Trebuie că știu o tehnică foarte... Am găsit numărul, 107. Ia să vedem, 107. Nu cred că da. Când nu se împarte la 4, 107. 107? Da. 107 nu se împarte la 4. Da, stai. Deci nu te ce-am făcut. Da? Adunarea sau scăderea?
cârbe de 1500. Bă, las-mă, 1500 și nu știu cât. Ce-ai făcut? Ai mulțit pe toate acolo. Nu mai așa. Separat. Ar fi mai ușor. Cum adică? Adică îl amplificăm, găsim separat termenii. Adică e loc de doi, de doi, da. Așa? Bă, dar ne prinde, ne prinde noaptea, băi. Da, da, altfel nu mai greu. Nu e greu deloc. De toate trebuie să faci. Domnul, mi-a dat un număr. Cât? Ciudat, nu? Mare. 1500, 2000. Nu. Da, cât? 2500. 2500, mare, mă! Păi, domn profesor, l-am descompus pe 4 în 2, păi da, mă, hai, bun. 4 egal cu 2 la a 2. 2, da. 2 la 2. 2. 6, 3 ori 2. 3 ori 2. 5, 5. 5 rămâne 5, bun. Deci 21 prin 7 ori 3. 21 egal cu 3 ori 7. Da, și am acum, cel mai, cel mai mic multiplu comun. Ce fac? Este 2 la a doua. Foarte bine. Ori 3 la 3 ori 2, ori 3, ori 2. Ori număr 2. Dintre 2 e la noapte cel cu exponentul mai mare. Atât. Atât. Deci dintre cei comuni luăm pe cel o singură dată pe cel cu exponentul cel mai mare. Așa, da, da. Să putem număr mai mare ca să cupăm. Sigur că da. Ori 5, ori 7. Ori 3, ori 3, l-am luat o singură dată. Sunt egali oricare. Ori 5, ori 7. Și știți cum? 4 ori 5 fac 20. 20. Și 3 ori 7, 21. 21. Și 20 ori 21, cât vine? 420, cred. 420. Ia vedeți, e bine? Stați. 420. Da, 420. Bun, bun. Și acum, pe ăsta îl împărțim la 4, la 6, la 5, la 21. 420 împărțit la 4, 205. 100 cât? 5. 5. 105, ușor. 420 împărțit la 6, 70. 70, foarte bine. 420 împărțit la 5, 84. 84, bine, Daria. Și 420 împărțit la 21. 21. Stați, nu spuneți, nu spuneți că mă enervează, nu spuneți. Nu, nu mai. 20. Nu vreau să enervez. 20. 20. Și egal cu, și punem numitorul comun 420, da, numitorul comun. Da. Deci hai să mai ținem minte, băi, dar, Darius, hai mă să ținem minte chestia asta, bă, că tu mă duceai așa dacă câte două, câte două, câte două, până mâine dimineață. Ce fac aici? Nu, ai văzut ce să facem? Să ia fiecare în parte. Se descompune cât oricât, da? Și se... După ce am descompus, în factor prim, să zicem, factor prim, așa zicem, se descompune ca un produs din factor prim la diverse puteri. Și după care, dintre cei comuni se iau pe cei cu puterea cea mai mare, cu exponentul cel mai mare, corect, iată 3, 3, 3 la întâia, și comuni și necomuni. Cei comuni cu exponentul cel mai mare și cei necomuni care sunt toți, o singură dată, dacă este undeva, l-am luat. Și se vede numărul respectiv. Ăla are calitatea de a se împărți exact. Ăla e numitorul cel mai mic. Cel mai mic multiplu. Că el, dacă se împarte la tot, da, e comun tuturor. Bun. Și vom avea acum 105 ori 3 vine 5 ori 3, 15. 3 ori 1, 3. 315 plus... Dar, hai, mă lași pe mine să vrei. 315 plus 490 plus 84 plus 80. Și acum Darius, vorbește. Deci, hai să adunăm pe ăștia cu plus. De 805 minus
De ce 805? Fiindcă 115 plus 400. Hai mă, 0 și cu 5 și 5. 8. 1 și cu 9. De ce 1? 1 și cu 9, 10. Și cu 8 de aici, 18. Da? Da. 18. 3 și cu 1, 4. Și cu 4, 8. Minus 80, minus 84. De acord? Supar 420 și este egal, Darius? 1, 0, 8. Dar e bine 801? Da. Da, e bine. Da? 801 supra 420. Da, da. Și întrebarea este, este reductibil? Da, sau? E reductibil. Este ireductibil, sigur, da. Nu? Da. Păi 8 și 1 face 9. S-ar împărți la 3, 4 și 6. Prin 3, da. Da? Merge prin 3, sigur că da. Prin 3 și atunci vine... N-ați auzit nimic, domn profesor. Nu, n-am auzit. 8, 3 în 8 de 2 ori. 2. 6. Apoi avem 20. 6. 20, 266. Pe 140. 140. Ia să mai vedem, asta mai este... Păi să spunem, hai să luăm pe cel mai mic. 140 se poate prin 5, prin 7. 5, 7, 2. Da. Și ăla nu se poate prin 5. Ți-amintești, Darea, cu 420 veniseră din 2 la a doua, ori 3. Ori 5, ori 5, ori 7. 7. Și acum știm divizorii. Nu mai ne batem. 2, 3, 5, 7. Da, așa. 2, 3, 5, 7. Prin 3 parcă l-am mai puizat, că am stăm toți da. În divizorii. Își șterp asta. 5, 7 și 2 aș mai și 4, că e 2 la 2. Dacă prin 2. Întâi și întâi prin 2. Păi prin 2 nu se poate. Da. Nu vrea ăsta de sus. Da, nu vrea la sus. Prin 4. 5 nu vrea ăsta de sus. 7 ar mai rămâne, trebuie să-l tatonăm. Trebuie să împărțim pe 267 la 7. Să știți că nu se poate. 7 în 26. De 3 ori, 21, 57. Aleluia. 57 nu mergi, nu? Dacă ar fost 56, da, mergea. Da? Da, gata, ireductibilă. Nu v-am spus, domn profesor. Bun. Ai spus tu data trecută și am fost de acord. Am schimbat data. Bine. Deci haide să vedem. Adunarea și la scădere, Darius, nu mai stăm pe gânduri altă dată. Știm sigur ce avem de făcut. Este un pic mai mult de muncă la fracții. La adunare și la scădere. Și îmi place împărțire și împărțire. Da? De ce? De ce? Pentru că trebuie să iei pe fiecare în parte, să descompui, să faci treaba aceea. Împărțire și împărțire. Împărțire și patru. Da. Bun. Doi. Înmulțire. Înmulțire. Cum aș zice? 3 pe 4 înmulțit cu 6 pe 9. Nu, 6 pe 9. 6 pe 10. 6 pe 10 nu-ți place ție, Daria. Da. De ce? Că trebuie să simți ce face. 3 pe 5, da? 3 pe 5. Mai căutăm să vedem dacă se mai poate simplifica. Nu. Așa și așa nimic. 9 pe 20. 9 pe 4, 5, 20. Mai luăm încă o mulțire. Să zicem 720 supra 411 înmulțit cu 15 supra 10. Poftim. 720 cu 10. 12. 12, da. Nu, 12, 14. Ai tare. Dar de ce? Nu. 12, că mă simplificam în sus, jos, aici, prin 3. Așa pe 14 nu mai da, dacă puneți acolo 14 și pe 12, nu mai avea nicio treabă. Da. Așa. Hai să vedem acum, Darea, ce am putea face. Dacă vedem ceva... Păi nu se simplifică 411 cu 15. Să merge, da? Nu. De ce? 42, 6. Da. Prin 3. A, da. Da. Stați, nu? Cum? 15 cu 4 este 11. Oh my god. Da? Și dă 1, 3.
137. 137, da? Da, bine. Și acolo sus... 5. 5. Da. Am știut, domn profesor. Bine. 720 cu 14? Prin 3, nu, 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 nu. Nu, prin 3, nu, da? Prin cine merge, sigur? Poate prin... 4? Nu, prin 2. Ah, da. Ultima cifră este pară. Da? Domn profesor. Sigur, prin 2. Așadar, prin 7. Prin 2 ar fi 360. 360. Pe... Și atât. Că nu mai se simplifică prin 7. Da. Da. Și nici 170. Și atunci ne oprim și mulțim 360 cu 5. 5 ori 0, 0. 5 ori 6, 30. Da. 5 ori 3, 15. Cu 3, 18. 1800 supra? 137 ori 7, 7 ori 7, 49. 9 scriem 4, reținem, 7 ori 3, 21, cu 4, 4 5. 25, da. Da, 25. 7 ori 1, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. 9. Mai e cazul să mai mă gândesc nu. Dacă e reductibile sau este nu? Este ireductibil. Sigur, a făcut tot ce a putut înainte. Mm-hmm. Da? Deci e clar că este ireductibilă. Așadar, la mulțire, cum trebuie făcut, ca să ne înțelegem? La mulțirea două... Da. Se mulțesc numărătorii între ei și numitorii ei, dar atenție, înainte de asta, faci simplificările toate cu putință. Da. Pot să fie, dacă sunt mai multe fracții, da. Daria, ăsta de aici cu altul, oricare ar fi, dar la numitor. Da. Deci, dacă găsești eu. Numărător, numitor, cu alte cuvinte, asta trebuie să aveți. Facem faci și cu împărțirea? Da, împărțirea. Și apoi de dați exercițiu mai leu? Da, 1, 2, 3. Fac și partea cealaltă cu zecimale și până facem și într-un fel și da. Da? 1, 2, 3. Împărțirea. Împărțirea. Adică 7 pe 5 împărțit la 2 pe 5. Stați, nu apa, da. 7 pe 5 împărțit la 2 pe 5. Și va fi egal cu 7 pe 5 ori 5 pe 2, 5 cu 5 o să avem 7 pe 1 ori 1 pe 2, care este egal 7 pe 2. 7 pe 2. Și cu asta s-a terminat operațiile, deci operații cu fracții ordinare. Am atacat prima variantă, deci când avem fracții ordinare trebuie să știm să operăm. Sau trebuie să scădem, atenție la adunarea scăderii, treabă mai multă. La înmulțire, numărătorii între numitorii între ei, dar ai grijă să simplifici cât se poate de mult, înainte de a face operația asta. Și la împărțire este reducerea la înmulțire, adică prima fracție cu a doua răsturnată, da? Bine. Și acum trecem mai departe și ne ducem la operații, cum zicem noi acolo, operații cu fracții zecimale, da? Fracții zecimale. Deci operații cu fracții zecimale. 2. Prietenii noștri, cei care sunt elevi la ora asta, de la 5 începând până la 12, ele, de la 5 până la 12, sunt în termen în liceu și nu știu să facă operații cu numele decimale, vă spun, este grav. Cumplit. Grav. Așa se întâmplă, da. Așa se întâmplă, da. Sunt elevi care în termen liceu nu știu să facă operații cu fracții. Au ocazia acum. Am mai uitat. Nu că au mai uitat. N-au știut niciodată, Daria. Ce frumos în partea lor. Și îți dai seama ce matematică au. Și cum am luat ei bacul? Da. Dar stai că bacul dau la 12. E, da, același. Da, dar poți să întrebarea ta este așa. Cum te-ai ajuns în clasa 12? Asta e. O întrebare a 8-a, de examenul ăla. De la toate, 8-a, toate, pe, peste tot o trebuie și a ajuns acolo. Să știi că la bac se da, domn profesor, când a fost la bac, a dat cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2 și a dat 4 pe 4. Sau 2, nu, 2, 2 pe 4. 2 pe 4, 2 pe 4, da, da. Deci, o simplă întrebare, domn profesor. Atât. Antologică este cea, nu? Rămâne memorabilă întrebarea mea.
de atunci. Doi, de ce operații cu fracții zecimale? Șapte virgulă 32 plus 5,14 este egal cu? Așa cum se adunau întregii, de la, se începe și asta. 4. Deci adunăm sutimirii. 2 și cu 4 face 6. 1 și cu 3 face 4. 5 și cu 7, 12. 12,46. Da? Dacă ar fi 7,932 plus 1,05, cât ar face? Ar fi fost 7... Am gândit așa. Aici avem miimi aici. Da. Două miimi. Din coace avem 0 miimi. Și vine da? 2. Avem 2, 2 miimi aici, din coace avem 0 miimi. 2 și cu 0... Dar profesor... 2, da, Daria? Doar așa, o scurtă întrebare. Dacă aș vrea să fac, aș putea să transform fracții zecimale în fracții obișnuite și apoi să le fracții ordinare și să le aduci? Sigur că da. Da, numai cum ai zis, nu mai greu. Îți dai seama că avem de muncă. De aceea, le transformăm, simplificăm, nu știu ce, le dă. O să facem ieșiții în care numele zecimale transformăm în fracții ordinare, muncim, găsim, scurul ne întoarcem la fracții zecimale. A fost numai o întrebare. N-am zis că trebuie să o aplicați. Nu, dar o să vedem care este diferența între una și asta ca timp, ca și mod de... Mai cred că cu fracții mai greu. Adică vorbim fracții ordinale, pentru că aici, îl transform mai pui așa, o așa? Da. Deci bine, 2, așa, 5 cu 3, 8, da? 5 cu 3, 8. Cu 9, 0 și cu 9, deci trebuie să le adunăm de la dreapta spre stânga. Nu adunăm, de exemplu, 2 și cu 5 și spunem... E grav. Trebuie să le adunăm conform ordinul lor. Adică asta e a treia zecimală, a treia să fii și din partea asta, da? Copiii de la noi făceau 7, începeau de la stânga la dreapta. De la dreapta la stânga, da? De la dreapta spre stânga. 2 și cu 5, 0, 2. 3 și cu 5, 8. 9 și cu 0, 9. 8, am ajuns la virgulă. 7 și cu 1, 8. 9, comoditatea ne împinge să le așezăm unele sub altele. Deci ce am făcut aici? Iată cum se așează 7,932 plus 8, atenție, 8, deci ca să fie transmis mesajul că le punem întregi sub întregi. 8. Da? O virgulă, virgulă sub virgulă, da? 0, 5, 0. Și atunci vine, dacă era 0, 5, să sumăm zile că e 0 aici, păi da? Păi avem 2, 9, 5. Virgulă, pune 7 și 8, 15. 7 și 8, 15. Iată cum... 15 virgulă. Da. Deci așa se adună sau se scade. Adunare sau scădere, aceeași lucru se întâmplă cu numele zecimale. Deci am făcut ce? Adunare. Scădere. Înmulțire, împărțire. Așa. Înmulțire, adică 7,05 ori 0,2 este egal cu. Putem să punem un 0 după 2? Poți să pui după 2 și 1000 de 0 ori. Da, n-are importanță. N-are valoare. Și nici nu e indicat să faci asta la înmulțire. Pentru că o să luăm deoparte și zicem 7,05 înmulțit cu 0,2. Uite, Daria, că nu mai are importanță le punem virgulă sub virgulă. Le punem... Doar înmulțim. Da, și înmulțim de parcă n-ar avea virgulă. Adică o să avem 7... 5 ori 2
2 ori 5, 10. 10. 7 ori 2, 14. Da? Wow. Dai, pui 1, deodată am pus 5 ori 2, 10. Când am văzut 0. Ai înțeles? N-avea rost să mai stau pe gânduri. Da. 1410. Fac 1410. Și acum numărăm câte decimale sunt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Costie 1,410. 410 sau 41. 1,41. Da. Când te gândești 7,05 ori 0,2 de 1,4. Păi dacă îl omoară 0,2, că nu mulțim nici măcar cu un întreg. Da, mulțim cu... O cincime va veni, da? Da. Adică dacă vrei să facem, haide să facem așa. 7,05 înmulțit cu 0,2. Să transformăm, că tot avea mare, o dorință mare avea Daria să transformăm în fracții ordinare. Și acum 7,05 Daria înseamnă 705, vorbește tu, te rog. 705/100. 2/10. 10. Și egal mai departe, cum muncim? Păi și pe primul muncim cu 10. Pe primul, Daria, o să o simplificăm pentru un 5. Numărător numitor. Da, da. Și o să vină 141. Deci vine 141 supra 20. Mulțim cu aici, simplificăm iarăși sus jos pentru un 2. Da, și ori 1 pe 1 pe 5. Pe 5. Ia să vedem dacă, Daria, mai putem simplifica ceva. Da. Poate pe primul 4, dar nu cred. Nu mai putem. Atunci facem mulțim 141 ori 1, 141. 141 pe 100. Pe 100. Și să facem irreductibil. Da, dar 141 pe 100, știm să împărțim la 10, 100. Punem da. Virgula, facem 1,41. Iată, este rezultatul de aici. 1,41. Da? Este același rezultat. Da. Da, deci este super. Dar sunt acelea două și două din acelea două, pentru că aveam două... Sigur că dacă am avut două zerouri acum. Da. Deci a ieșit perfect, perfect nu a ieșit. Suntem buni. Da, înmulțirea, împărțirea. În clipa asta, fie că suntem cu fracții ordinare. Și la împărțire o să fie la fel. Da, deci mai înmulțire la împărțire, da? Hai să facem. Da. Ai, Doamne, ce este? Ce? Intru într-o zi, băi, de ce n-am uitat eu de asta? Ce? Împărțirea e urâtă tare. Da, de ce? Că se transformă în înmulțire. De transformă. Înmulțirea este cu mulțirea. Da, să mulțim și cu a doua răsturnată. Dacă sunt fracții, dar cum merge decimale? Le transformăm în numere decimale. Le transformăm în numere în fracțiale. Dar dacă vrem să lucrăm cu fracții? Da, eu nu plus decimale. Dacă vrem să lucrăm cu fracții decimale, vedem de câte ori se cumprinde. Da, măi, doamne, ce chestie. Vedem, domn profesor. Nu forțați. Facem. Lasă-mă așa, Daria, că tu nu vrei, nu? Mă împă, atâta. Împă, că nu vrea Daria. Împărțirea fracțiilor ordinare. Nu, că ea astea, decimale, nu? Țirea. Păi da, dar transform de decimale, nu? Împărțirea. Ua, ce tare de chestie. Ia să vedem cum o fi. Nu, profesor, eu nu mă las de la ideea. Daria, hai să luăm un paș măruț. Hai să ne închipuim că am împărțit la un număr întreg. Adică 7,05 împărțit la 2. Dacă ar fi la 2, ar veni de 2. Ca 2 în 7 merge de 3 ori. 3 ori 2 fac 6. Da, iar rămâne 1. Și am ajuns la bariere. Virgula e barieră. Îl coborăm pe 0. Ca să-l coborăm pe 0, fiindcă am ajuns la barieră, punem virgula aici. Deci când am ajuns la virgulă, o punem la cât? Coborâm pe următoarea cifră. 2 în 10 merge de 5 ori. 5 ori 2, 10. Și îl coborâm pe 5 de 2 ori. Coborâm pe 5, merge de 2 ori. 2 4, 1, 10, 525.
3,525. Ascultă-ți o poziție. Dacă îi întreg. Da. Dacă îi întreg, mă descurc. Fac o manevră. Fac ceva. Dacă nu îi întreg, îmi ajung o fracție ordinară. Fugim la fracții ordinare, da? Că acolo ne descurcăm. Păi dacă tot știu de ea, de ce nu o folosesc? Păi da, de ce să mă mai chinu eu cu trăsnaia asta? Încă o problemă complicată când aș putea să mă gândesc la o transformă în fracție ordinară. Trebuie să mă înțelegeți. Te înțeleg, sigur că da, nu ești un cap de discuție. Dar să vedem adică, dacă se poate. Daria, dacă ar fi aici, ar fi o problemă mai dificilă. Tu îmi spui așa, pe 7,05 împărțit la 0,2. Darea ne propune 0,2. Este egal cu. Transformăm pe ăsta. 705 pe 100. Mâna e. 705 pe 100. Ori 2 pe 10. Ori 10 pe 2. Ori 2 pe... Ori 10 pe 2, Tania. Perfect, eram neatent. 10 pe 2. Simplificăm așa prin 10 pe 6. Acum mergem pentru 5. Nu se poate, nu se poate. Prin 5 se poate ăla. Sus, jos. A, la ăla. Prin 5, da. Odată. 20. 20 pe 4, 5, 21. Da, și aici rămâne 2, nu? Da. Ori 1 pe 2. Și face 141 pe 4. 141 pe 4. Dar ce frumos. Și 141 pe 4, Dani. Hai să facem împărțire. Ca să ne ducem la 10 mare, să vedem cum trebuie să obțin. 14 împărțire la 4 îmi face 12 rămâne 21 de 5 ori. Deci 5, 4, 20. 5, 5, 5. 21 a rămas. 3 ori 4, 12, 21, da, de 5 ori 5, 20. 20. Da. Da, și unu, virgulă, virgulă, 10 împărțit la 4. 2. 2 ori 4, 8. 8 și 20 împărțit la 4, 5. 35,25. Ah, și vedeți, am reușit, domn profesor. 7,05, egal, noi știm rezultatul, dar nu știm cum s-a ajunge acolo. Da. Este egal cu 35,25. Cum face? Vedeți, domn profesor, v-am spus eu. Că mă descurc într-un fel. Cum? Da, că mă descurc într-un fel. Într-un fel s-a descurcat. Cum teorema împărțirii corespunde de împărțit. Tu egal cu împărțitorul. Dar de împărțit, domn profesor. De împărțitul... Vedeți că a spus la ori rezultatul. Da. La înmulțire l-a spus. Da, unde? Aici trebuia spus, acolo nu? Trebuia. Deci câte trebuia să scriu aici? 7,05 împărțit. Împărțit la 0,2, da. Și acum puteți spune. Împărțit la egal, hai fi da. Bine acum, da. Da? Bun, Daria, hai să vedem așa. Conform teoremei împărțirii cu res, de împărțitul 7,5 egal cu împărțitorul, da. Ori câtul plus restul. Dar restul da. Nu există, nu? Da. Noi așa am pot să da, nu. Deci în momentul de față eu pot zic 7,05 egal cu 35,25. Da. Ori împărțitorul. 0,2. Asta ar trebui. Asta este proba inversă. Corect. Dacă aș fi... Eu am să scriu invers. Doar înmulțirea e chestie comutativă. Comutativă. Am să zic 0,2. 0,2 ori 35,25. Eu știu. Hai să mulțim toată relația asta cu 10. Ca să fie 2 aici. Corect. Ca să fie 2 deci, mai ușor. Deci, înmulțim totul cu 10. Și atunci, relația asta devine 70,5. Este egal cu 2 ori 35. 25. Dar dacă am mulțit cu 10, mulțim și în stânga și în dreapta. Eu cream că mai nu... Nu, în ambii membri, că atunci deranjăm egalitatea. Păi da. Mulțind cu 10, Darius, în stânga vine la dreapta, zice, păi este 70,5 egal cu 2 ori 35,25. Și acum, dacă îl împărțim pe 70,5 la 2, ne dă 35,25. Corect.
Deci, când avem un împărțitor, când împărțitorul este decimal, înmulțim ambii membri și de împărțitor și împărțitorul 10-100.000 până când scăpăm de zecimale de la împărțitor, cu ochiul meu acolo stă. Și devine întreg. Devine întreg, sigur. Și da, am putut să facem împărțirea. Și cum ne-am făcut, împărțirea și cu treaba rezolvată. Eu am Da, dar trebuie să înțelegi metoda asta. Acum, Dale. Păi am înțeles. Deci, ai înțeles? O secundă. Deci, să insistăm. Deci când se întâmplă ca împărțitorul să fie număr... Zecimal. Da. Ochiul nou stă... Păi, exemplu, aici am înmulțit cu 10 pentru a fi un număr... Întreg, da. Dar era 0,02 cu cât înmulțit? Cu 100. Da. Așa, 0,02 cu 100. Era 0,002. Cum e? Cu 1000. Așa. Până când devine întreg. Până când devine întreg, da. Dar înmulțim și de împărțitul și împărțitul. Da, mare atenție. Da. Și atunci facem împărțirea, că știm să facem împărțirea când numărul da, întreg. Da, că știm. Corect. Și gata. Și perfectă treaba. Perfect. Ia să vedem așa. Eu luăm un exemplu, domn profesor, asta dacă am înțeles. Ia să vedem. Daria și Davide, 75,325 împărțit la 5,1. Împărțit? Da, împărțit. La 5,1. 5,1. Împărțim pe... Egal, cum lăsăm semne întrebare? Păi da, asta te întreabă, domnul profesor. Și mulțim cu 10, acolo să fie numărul 3. Așa, și de împărțitul și împărțitul. Da. Deci vom avea 75... Și virgulă 3. Da, și unul și pe altul. 75, 753, virgulă 25, împărțit la 51. Vedeți, ei nu știau că e 753,25. Deci împărțim și ăsta și ăsta. Da. Înmulțim. Înmulțim cu 10 și de împărțit, după am făcut și data trecută. Da, și se mută virgulă la stânga. Și-a dreapta peste o zecimală, da? Și o să avem acolo 753,25 ori 5. Și acum, hai să vedem, 51 ori 75 merge odată, nu? Acum facem împărțirea concret, cum se face. Nu mai e frație. Suntem foarte... 52. Hai să oprim.